și am pregătit bagajul. Eu sunt singură acasă, e intim așa și cozy. Poți să pap, da? A ajuns mâncarea. Când mergem cu mașina, tot timpul este rău. Na vlog, suntem acum la restaurant. Încep vlogul așa, sunt extraordinar de entuziasmată. Mi-am pus aici pe pat o părticică din hainele copiilor. Acolo pentru mine o parte, fără papuci și cosmetice și ce mai am nevoie. Urmează o aventură așa de un weekend, un road trip, o plimbare din asta. O să ne aducă într-o parte a țării. O să vedeți despre ce este vorba. Și am pregătit bagajul. Eu sunt singură acasă. Tocmai pentru asta, pentru a-mi pregăti bagajul, pentru că e foarte complicat, a trebuit să cumpăr câte ceva din oraș. Și am aici pentru Noa, aici pentru Tiara, vedeți și haine mai groase. O să vedeți despre ce este vorba, abia aștept. Și cam așa încep eu vlogul de astăzi. Astea sunt cumpărăturile, le-am adus aici. Am intrat și la CCC, am intrat și la Sinsei. Mi-am luat și un răcușor din acesta de păr. Nu vă arăt cumpărăturile, sunt pentru copii în mod special. Aici i-am luat o parte din cadou. Cadou pentru Tiara. Am văzut ceva foarte fain la Sinsei. O să vedeți, bineînțeles, de ziua ei, pentru că Tiara se mai uită la vloguri și dacă vede, vă dați seama că e strict surpriza. Asta e cadoul ei pentru ziua ei. Și aici pentru Noa și pentru Tiara. Și mi-am luat și eu câte ceva pentru mine. Ok. Dau etichetele jos și mă ocup de hainele astea. Fac repede bagajul și ne auzim probabil mai târziu. Voiam așa, doar să intru în pâine direct. Pun și două umerașe, că o să am nevoie pentru rochițe. Geanta Tiara este gata. Ok, mă vedeți și la față. Abia ce am terminat de filmat pentru vlogul anterior. Acum filmez pentru acesta. Ne-am urcat mașină și mergem la copilaș să-i luăm. Și după aia plecăm la drum. Dar ne mai auzim noi, că iar nu s-am cum să țin camera. Ulala, uite aici, ca să vă arăt pe cameră. Pe undeva prin zona asta, dragul meu soț. Uite, Tiara, aici m-a cerut tati în căsătorie. Acolo. Ziceam că aici m-a cerut tati în căsătorie. A fost foarte frumos. O să-ți arăt poze. Wow! Da, nu, wow! Uite ce frumos e. Ups! Ce aia? Ce aia? Ce e, Noa? Ce-ai văzut nou acolo? Gardul acela de lemn și dealul și brazii? Aia. Aia? Ne jucăm culorile? Da, ne jucăm culorile. Hai să ne jucăm culorile. Tu trebuie să... Wow, văd cu ochii mei, cu ochișorii mei ceva auriu. Uite-te! Ăla. Ăla, corect. Uite ce auriu este. Eu văd cu ochișorii mei ceva roșu. Nu acolo. Da, și una. În cazul în care nu sunteți din zonă, dar o să veniți în zonă, să știți că Petru Vodă, zic corect, a fost asfaltat. Ce înseamnă asfaltat? Drumul. Ia că spune, zice tati. Uite, drumul pe unde merge mașina, ăsta negru cu dungi albe, a fost reabilitat, a fost, au turnat iar un strat de asfalt și acum este drumul foarte lin. Foarte neted. Înainte erau gropi și acum nu mai sunt gropi pentru că au turnat din nou drumul, l-au refăcut. Era stricat și acum l-au reparat, cum ar fi. În timp se degradează, mami. Ca să înțelegeți, ca să țin un copil, doi copii, să țineți copiii ocupați, trebuie să le vorbiți despre
drum, despre copaci, despre case, despre acoperișuri, despre diverse. Și asta facem și noi, nu? Da, da, Tiara? Eu mi-am zis de mult, da, dar uite, mi-a venit să-i zic da, da. Da, da. Da. Mami. Da, mama. Eu fac copișorii mei ceva verde. Ceva verde? Copacii. Copacii. Ne jucăm, eu văd cu ochișorii mei. Culorile. Culorile. Ne jucăm culorile, da. Stai. Ia. Stai un pic. Culorile stai. Ne jucăm. Stai. Ia. Spune. Vă spun ceva. Spune. Poți eu doar să spun tot timpul? Bine, poți să spui tu tot timpul. Eu văd cu ochișorii mei ceva roz. Roz? Din mașină? Nu vă spun că așa e regula. Regula e să nu ne spui. Bun. Șlapii lui tati. Da. Șlapii lui tati, ok. Care sunt șlapii lui mami, de fapt. Da, corect. Poartă tati. Tu la tine pe geam. Uite, acolo e multă, 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 multă apă. Vezi? Uite-te și la tine. La tine vezi acolo, jos, dacă te uiți. Vezi cât de multă apă este? Iar podul ăsta, când îl vezi de sus, este superb, să știi. Da, este foarte frumos, mami. Uite ce e așa în parbriz. Da. Frumos, da. Apa, apa! Am neut! Da, acolo este apa. Corect. Ați văzut cât de multă apă era? Da. Uite, acum se vede la noua pe geam. Ce asta, mă? Împărțiți. Iar... Hai. Da, ziceam că am ajuns să... Urmează să urcăm Borsecu. Până la bordură. Ce fac acolo, Noa? Pringles. Mamă, dar ce unghii aveți? Trebuie să vă dai și unghii. Dă-mi și, dă-mi și la mami Pringles. Unu. N-am mai mâncat Pringles de mult timp. Îmi plac foarte mult de mine să am toată acolo. Stai pe loc aici. Vezi că trec mașini? Am să tot filmez din mașina astăzi pentru că așa este situația. Nevoile... Am oprit un pic din nou. Am oprit mai devreme la Peco. Avem 5 minute de când am plecat. Dar nevoile biologice primează și un băiețel avea nevoie. Avem cale lungă până ajungem la destinație, Tiara nu mai are răbdare, întreabă din 5 minute, cât mai avem, cât mai avem, cât mai avem. O să dureze ceva timp. O să oprim la Toplița să mâncăm. Au acolo un restaurant care servește mâncare foarte bună. Mami, da? Mami, pot să spun eu ceva? Spune! Face de toate tot ce vrem noi? Depinde. Cam da. Ce ai vrea să mănânci? Da, face cartofi. Cu sos. Ok. Face? Da. Și niște căniță, adică niște șniță. Ok, face și din asta. Toate trei pe care le vreau? Da, corect. Da. Putem să filmăm la Alba Iulia ca să... facem vloguri cu Alba Iulia? Sigur, ca asta o să facem. O să filmăm de la Alba Iulia. Ce ai făcut? Nu, 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 nu fă asta. Stai ca să te filmez. Noa, nu fă asta. Dar de ce faci asta? Nu e în regulă să faci asta. Din păcate, Tiarei este rău de la mașină. Când mergem cu mașina, tot timpul este rău. Și acum a oprit să țin un pic afară. Nu așa. Și mie mi-era rău când eram mică. Dar nu avem ce facem. Vine să vomite. Și am ales deja comanda carne. Ai ales, da. Hai să mă uit eu ceva fără cărniță. Și am ajuns aici la, unde? La Anadis. Anadis? Ajuns să sune acolo. Gata, hai, da. Sună, sună repede. Du-te și apasă odată pe buton acolo. Gata, gata. Gata, odată, atât, suficient. Uite-l pe acela portocaliu de jos de acolo. Dar vezi unde calci, că poți să cazi acolo. Și vezi că, uite, e și acela. Uite-l pe ăla care se plimbă acolo. Îl vezi? Aici. Da, și ăsta portocaliu de aici. Vezi? Sunt și broscuțe pe aici. Una vlog, suntem acum la restaurant. Adică... Oh.
aici. Ce aștept acum? Mâncarea! Ne-a dus de deja sub din ăsta. Poți să-i arăți? Gata, gata că e rece. Gata, așteptăm să se reîncălzească. Delman, e ok. Hai, Delman. E cam rece, dar trebuie să mai așteptăm. Poftim? E cam rece, dar trebuie să mai așteptăm. Da. Dar mâncarea e fierbinte? E caldă, da. Poți să pap, da? A ajuns mâncarea. Și mâncarea mea fără carne. Și la Răzvan acolo. Ia uitați ce și ce a vrut Iara. Cum să mănânci un copil atât? Mami, mami, da. Ce arată asta? Wow! În forma de căsuțe. Da, mami, în forma de căsuțe. De la cine ai învățat? Ia, cum faci nouă? Cum faci? Să mă vedeți și la față. Este 12:20 și abia acum am ajuns la cazare. A durat foarte mult pentru că am oprit des și asta e. Vreau să vă arăt un pic apartamentul, că e foarte drăguțel, așa, e intim și cozy. Uitați, e intim așa și cozy. Living-ul, foarte cute așa. Și v-am spus, mititel, dar intim. Mi-a plăcut tare mult cazarea și de asta am și ales-o. Acolo bucătăria. E drăguțel așa. V-am spus, drăguțel, drăguțel. Acolo e un dormitor, o să vi le arăt mâine, dar dorm copiii, i-am lăsat acolo. Și aici este celălalt dormitor. Am optat pentru dormitorul acesta pentru copii, pentru că patul e mai jos în cazul în care cade careva din pat, să nu se accidenteze aici. Patul e un pic mai mare, de asta am ales ca noi să dormim aici. Și îmi place tare mult că a lăsat cărți pe noptieră. Aici două. Pe acesta un mic birou. 2 august, da. Suntem în 3 august. De mie schimbată data. Și aici este astea două. Au fost lăsate. Știu de acest titlu, că e foarte bună cartea. Bine, cu întâmplări destul de dure de la Auschwitz și mătăniile. Apreciez super mult că mi-a lăsat cărți. Parcă m-a citit. Da. La ideea am ajuns cu bine, mulțumesc lui Dumnezeu. Și cred că mă apuc de editat. Vreau să postez, să văd parola de la Wi-Fi. Ar trebui să fie pe undeva un carton așa ceva. Să caut. Abia ce am intrat, am lăsat copilașii. Vreau și eu să mă duc la baie. Dar am zis să vorbesc cu voi înainte de a se face haos. Ce să zic, ne auzim mâine. Mâine avem de colindat. O să fie foarte fain. Abia aștept să se trezească puștii. Să le... și să începem să... La venire la... și să începem să explorăm Alba Iulia. Da, cam atât. Ne vedem mâine. Ne vedem maniana. V-am păpăcit. Thank you.
haideți să vorbim un pic, să vă povestesc ce și cum. Aseară și n-am... știi ce o să fac? Mm. O să iau două cutii de, de chipsuri ca să nu mai luăm încă o dată. Ok, aseară n-am mai reușit să editez, era unul și ceva. Aoleu, se apucă Răzvan de spălat mașina. Era unul și ceva, n-am reușit să editez, am mai citit un pic din cartea aia, v-am zis că mă apuc de ea, m-am apucat de ea, am citit cred că vreo 20-30 de pagini. Și o să se întunece pentru că Răzvan are un fix și noi primul lucru pe care l-am făcut după ce ne-am trezit să venim să spălăm mașina, este 11 fără 10, ne-am trezit pe undeva pe la... eu cel puțin m-am trezit la 7:30, Noua a urmat după mine pe la 8 și ceva, Tiara pe la 9 și ceva și Răzvan între copii. Da, și vă ziceam de fixul dragului meu soț că mașina trebuie să fie curată. Da, mami, trebuie să fie mașina curată, nu poate să plece așa fără mașină, fără să, să aibă mașina curată. Da, aseară n-am mai reușit să editez, dar dimineața primul lucru pe care l-am făcut a fost să mă apuc de editat și am reușit să editez, am reușit să termin. L-am dat și la export, l-am încărcat și pe YouTube și la 10:30 se va posta astăzi, sâmbătă. Nu cred că o să meargă, pentru că nu se uită nimeni sâmbătă la vloguri, dar nu mă interesează, important e că l-am postat și sunt eu fericită. Eu o să fie un pic de călăgie pentru că Răzvan spală mașina, cum am spus mai devreme. Și... spală mașina. Spală mașina? Nimic. Nimic? Spală tati mașina. Cred că e prima dată când stau copilașii amândoi în mașină, în timp ce Răzvan spală mașina. Eu nu cred că s-a mai întâmplat asta. De obicei nimic. Răzvan merge singur la... Nimic văd. Ok, suntem în Alba Iulia. Am venit pentru că Răzvan e pasionat de camioane și e un fel de expoziție de camioane, dar nu camioane noi sau vintage sau așa. O să vedeți, o să fie fain. Răzvan a fost anul trecut cu un prieten, anul trecut sau cu 2 ani. Și anul ăsta zic, hai să vă scot, hai să mergem. Și a fost așa, pe nepusă masă. V-am lăsat că e gălăgie și sunt sigură că nu o să mă înțelegeți ca lumea. Cum e, mami? Vă place? Nu mai văd nimic. Vedeți ce băiat harnic aici, așa? Spală mașina tati. Da, spală mașina tati. Da, tot e treabă. Mami. Da, mami. Eu că aproape am ajuns. Suntem pe aici, nu știu pe unde. Uite, nouă cu flori. Da, nouă cu flori. Foarte multe camioane. Uite aici, de la 19. Trebuie să și colorăm? Da, o să și colorez. De la 19 lipești. Noi am venit la Dante Cafe and Dine să mâncăm. Ce? Da, așa. Și cât așteptăm, copilașii colorează. Vine și el imediat de la baie. Suntem în cetate și geanta mea, asta, e plină cu de toate, cântărești 1.000.000 de kilograme. Ce interesant e pe aici. Noi n-am mai fost. Și acum dăm de muzică comercială și nu se mai pot să filmez voce, adică nu se pot să mai vorbesc. Ce interesant. I just wanna be where you are.
serios, mami, că o să se spargă. Da. Ia să vedem. No, acum e balonul. Frumos. Zboară. Shines upon us, and I just wanna be where you are. 'Cause with you, I feel no fear. În partea de sus, nu știu dacă vedeți, e o șopârlă. Da, mică. Foarte, foarte mică acolo. Acolo e. O vedeți? Nu. Da, frumos la Alba Iulia. Hai să mergem. Da, bun, hai să stăm puțin la povești, că noi am ajuns de ceva timp la cazare. Noi am ajuns de, cred că 40-50 de minute la cazare. Am mers să văd ceva de ronțăit, că Tiara, citez. Mami, e foame, mi-e foame, vreau să mănânc ceva. Și Noua doarme de asta. O să ieșim, bineînțeles, să mâncăm, dar până se trezește Noua, să mănânce Tiara așa, să ronțe ceva. Am mers să cumpere, să-i fac ceva, nu știu ce. Și am venit la cazare pentru că ați văzut, Noua a dormit și după aia l-am luat eu, l-am ținut în brațe 2 minute de la cetate până la apartamentul acesta unde stăm. 2 minute durează și l-am ținut în brațe așa în mașină. După aia l-am transferat în pat cu cel mai mare succes. Deci am avut un succes foarte mare la capitolul transfer copil din brațe în pat. Dacă îl puneam în car seat, sigur se trezea. De aceea am ales să-l țin lângă mine 2 minute. Da, în altă ordine de idei, ce voiam eu să spun, e atât de plăcut în apartamentul ăsta, super fain, e relaxant așa, pur și simplu ne și plimbăm, vizităm, dar nu aș vrea să fie numai despre asta, vreau să mă și odihnesc, că de luni, din nou la muncă. Și ce voiam să mai spun, vreau să mai spun ceva, dar bineînțeles că am uitat, astăzi o să vloguiesc. Am început ieri vlogul, termin astăzi și mâine am să încep un nou vlog pentru că mâine o să facem o chestie total diferită față de ceea ce am făcut astăzi. O să fie alt vibe, altă treabă, în alt loc și o să fie fain, vă promit eu că o să fie fain. Am mâncat ca idee, dacă vă bate gândul să veniți pe la Alba Iulia, așa ca recomandare, nu pot să vă spun eu mare acusarea. Am mâncat azi dimineață micul dejun la Dante Cafe and Dine, cred că se cheamă. Și mâncarea este foarte bună. Și cât timp așteptam, m-am mai uitat așa pe meniu să văd ce au la main course, la felul principal, la supe din astea și era promițător meniul, chiar arăta foarte bine. Acum nu știu dacă plating-ul se pupă cu servirea, cel puțin în cazul humusului. Nu mi-a servit preparatul fix ca în poza din meniu, dar cu toate astea a fost delicios. Și încă o mențiune, atât eu cât și Tiara tușim. E o tuse din asta seacă, simt aici că aș avea ceva în gât. Și cu cât vorbesc mai mult, cu atât îmi vine să tușesc mai mult nasol. Cred că am să încep să-i dau tiarei sirop din ăsta de tuse, că mie să nu dăm în ce are Noua. Și după ce am mâncat micul dejun, apropo de tuse, i-a venit să tușească lui Noua și, bineînțeles, iar a vomitat. Deci el tușește până vomită. Așa e de nașpa tusea asta. Simte că se neacă, că îi rămâne aici în gât și după aia vomită. În ultimele zile cred că mi-a vomitat de vreo 10 ori în felul ăsta și v-am spus, i-am dat antibiotic 7 zile. Siropel din ăsta pentru tuse uscată, pentru tuse productivă, aerosol i-am făcut, dar ce nu i-am făcut? Am rugat-o pe doamna doctor să-mi recomande Ventolin, că știu că data trecută i-am dat Ventolin și a scăpat,
dar nu. Nu a vrut să-mi dea. Știu că mi-a scris și mesaje. Nu a vrut să-mi... ușor, ușor. Știe, mami, știe, mami. Gata, gata. Hai să ne uităm după pisicuță. Hai să ne uităm după pisicuță. Gata, gata. Gata, puiuțule. Uf. Ai, Doamne, când o să treacă asta? Ușor, iubitule, ușor, mamuță. Ce urâtuși ești. Uite, uite ce am aici. Uite ce am aici. Nu mai plânge. Ține-mă, ține-mă.